Pentru voi, berbeci, vin câteva luni interesante. După cum vedeți, am extras niște simboluri la care am acces și care vorbesc de trei luni intense. Cu aceste zaruri simbolice, metaforice, se pare că voi veți primi răspuns la multe întrebări în acest interval care urmează, în aceste trei luni de primăvară, multe din dilemele voastre existențiale, din acele întrebări care încep cu încotro, ce să fac, de ce, cum să, își vor găsi răspunsul. Și clar vor găsi răspunsul, pentru că iată, acest simbol e o bulă care arată un dialog. E clar că vin către voi mesaje foarte importante, informații foarte importante. Și același lucru mă duce cu gândul la informații foarte importante prin simplu fapt că două din cărțile acestea, Totem, prezintă păsări. Păsările înseamnă sfaturi venite de la oameni. Iată, papagalii pot fi oameni asemănători vouă, oameni cu care vă simțiți pe aceeași lungime de undă, prieteni buni, jumătatea voastră, familia voastră, un alt berbec, la fel ca și voi, oameni care știu ceea ce spun, da, poate papagalul vă duce cu gândul și la persoane foarte volubile, foarte vorbărețe, deci iată, din discuții, uite câte discuții, ca atare e un moment în care e vremea să puneți întrebări, clar, cuiva, că vin răspunsuri și iată, a ieșit zona rândunelelor, nu întâmplător este o perioadă de primăvară. Și știți că păsările sunt semn de vești, sunt semn de informații, discuții, foarte multe discuții. Ca atare căutați persoanele potrivite care să vă dea răspunsurile cele pe care le căutați. Că vin. Și iată, vin. Un telefon mobil. O să sune telefonul intens pentru voi în această perioadă. Poate cunoașteți persoane noi cu care veți sta mult la telefon, da, chiar și la bârfe, papagale duc cu gândul și la bârfe și la zvonuri și la tot felul de discuții așa între patru ochi, la o șuietă cu prieteni dragi. Deci, multă comunicare, iată, două elemente de comunicare. Și acest semn de întrebare, stați să-l duc înapoi că am pierdut unul din mesaje, aceste semne de întrebare alături de lacăt, foarte posibil să vă aducă răspunsul la întrebări din acelea la care nu aveați răspuns, habar n-aveați, multe din întrebările alea cu de ce, când, cum, unde, încotro, cum să fac, ce să fac, își vor găsi răspunsul. Marile secrete ale vieții voastre, mă rog, unele dintre marile secrete își vor găsi acum răspuns și vin. Totul e să întrebați, totul e să exprimați, pentru că inclusiv această bulă, o bulă goală, e clar că voi nici nu știți cum să puneți problema, nici nu știți ce să spuneți, nu știți cui să puneți aceste întrebări. E un blocaj de comunicare, prea multe elemente care vorbesc de blocaj de comunicare aici. Nu puteți spune ceva, nu știți ce să spuneți, nu primiți răspunsurile necesare, dar posibil ca în această perioadă să găsiți oamenii necesari care vă pot ajuta. Și iată, a ieșit podul. Podul este un semn de conectare, legătură între două lumi, între două zone. Poate chiar e și vremea unor călătorii, iată. Podul, avionul vă duce dintr-o parte într-alta. Telefonul, avionul, deci clar că voi pregătiți poate chiar și o călătorie, o deplasare, poate chiar o mutare efectivă în aceste trei luni care vin. Podul, treceți dincolo, asta înseamnă podul. Găsiți o destinație către care să plecați, poate fi una la propriu, efectiv, urcați într-un avion și plecați, ori căutați acest sens, acest încotro, unde să mă duc. Și probabil găsiți în sfârșit legătura, poate prin toate aceste informații care, iată, se deblochează, probabil găsiți persoanele care să vă dea răspunsurile astea la care până mai ieri nu știați ce? Vi se păreau niște planuri blocate, moarte acolo și informațiile. Dați un telefon, primiți un telefon, vine cineva de departe, plecați undeva, reluați legătura cu cineva de departe.
mai ales poate era o legătură incertă, acest semn de întrebare arată că voi erați într-o mare dilemă, într-o mare confuzie a vieții voastre, nu știați încotro să o luați și mai ales nu știați ce să faceți și ce să spuneți chiar. O bulă goală de dialog înseamnă că ați rămas fără grai. Ori asta vi se cere. Ba da, e vremea să întrebi, să răspunzi, să ți se răspundă, să spui ce ai de gând. Telefonul, multe vești, multe informații, inclusiv avionul, inclusiv păsările, sunt semn de informații, vești. Și iată, vești de la lumea largă. Rândunelele, ce sunt rândunelele? Sunt păsări care vin din țările calde înapoi în zona aceasta. Deci odată cu venirea rândunelor, cum s-ar zice, voi primiți aceste informații și rândunelele duc cu gândul și la comunitate, lumea în care trăiți, oamenii cu care intrați în contact, poate vă alăturați unui grup, poate sunteți primit într-un grup, poate cineva de departe vă poate ajuta, iată acest avion, acest telefon, acest pod, parcă trebuie să plecați undeva, parcă trebuie să ajungeți undeva în altă etapă a vieții, în alt loc. Pentru că vi se răspunde în sfârșit. Și iată, a ieșit acest simbol al oroza vânturilor. Foarte mulți berbești, probabil în această perioadă, o să cam plecați unde vedeți cu ochii. Păsările călătoare, ce să mai vorbim, podul, avionul, plus roza vânturilor, arată multă mișcare în sens geografic. Care încotro? Simțiți nevoia unui... Probabil întrebarea asta era de multe ori legată de unde, încotro? Unde să mă duc? Și vin aceste informații, telefoanele sună, avionul vă duce acolo unde trebuie, se deblochează ceva în viața voastră, se deblochează o nouă destinație, o nouă cale pe semne. Și acolo sunteți gata să vă reconstruiți viața și iată, e și piramida. O luați probabil de la zero, de la bază. Piramida inspiră o creștere. Dar și semn de protecție este piramida. Acolo unde pe semne veți ajunge, vă veți simți în siguranță. O luați din nou de la zero și reconstruiți piramida. Da, poate unii vă refaceți viața undeva, într-un loc pe planeta asta. Pe când alții vă reconstruiți un anumit plan, acel plan către care porniți acum, treceți dincolo, destinația cea nouă s-a ivit la orizont și acum pe semne că începe să știți încotro mergeți și piramida arată ceva, poate chiar veșnic. Nu e un adăpost trecător, nu e un loc în care stați o lună, două, ci ceva care poate dura veșnic. Piramida e veșnică. Duce cu gândul la stabilitate, lucruri așezate și acolo unde le-ați așezat, le reconstruiți după niște etape, iată, etaj cu etaj cu etaj, ca în această imagine. Dar pe semne că răspunsurile pe care le primiți arată nevoia, șansa, ocazia de a o lua de la capăt pe un alt teren decât înainte. Asta înseamnă podul. Se face o trecere dincolo, o etapă nouă. Sunteți, poate chiar acum sunteți într-o perioadă de tranzit. Ați pornit de la un punct către o destinație și acolo unde ajungeți, sunteți pregătit să vă clădiți noua viață conform acestei piramide. Etaj cu etaj până ajungeți în vârf. Poate fi și o schimbare de natură profesională, da? Mai creșteți câteva etape. Poate simțiți că se deblochează un anumit plan al vieții, dar până acum era blocat și acum în sfârșit puteți trece dincolo. Podul, ușa, se deschide ușa. Aveți o direcție, nu mai sunteți în dubiu, nu mai sunteți în confuzie, încotro să o iau. Toate aceste dileme încep să găsiți cheia la aceste dileme. Iată, cu ajutorul oamenilor, ce drept, cu discuții, peste discuții, peste discuții, da, poate chiar și niște mici bârfe pe acolo. Aflați niște lucruri secrete, ciudate, că asta poate să ducă cu gândul lacătul. Și într-un final a ieșit scarabeul. Scarabeul și piramida erau două elemente ale culturii egiptene. Gândiți-vă cât e de veche cultura egipteană și cât e de puternică. Practic, cultura, civilizația egipteană de acum 4.000 de ani stă și în zilele de azi la baza civilizației noastre actuale. Cine știe, poate unii plecați în țările calde,
Poate pentru alții e o luare de la zero, pentru că scarabeul este un element de... e un gândac foarte puternic. El poate să ducă în spate o greutate mult mai mare decât greutatea sa. El creează din bălegar, că asta este scarabeu, creează din bălegar o sursă de, probabil de mâncare, nu prea știu exact ce face el cu acel bol, dar creează un bulgăre pe care îl împinge mai departe. Deci viața voastră poate o ia de la zero și scarabeu o duce cu gândul că o las de la zero dintr-o zonă dificilă, dintr-o zonă cu mizerie, să zicem, a vieții voastre. Dar sunteți decis, pentru că apare calea, apare răspunsul, apare îndrumarea, indicatorul, ia-o pe aici, ia-o pe aici, încearcă asta. Da, și aveți multe, iată, multe opțiuni, nu e o singură cale. Totuși undeva apare șarpele, deci sursa voastră de informații, clar, sunt oamenii de peste tot, din lumea largă. Sunt păsări foarte diferite, papagale n-au treabă cu România, în schimb rândunelele vin primăvara în România și aici vorbim de aceste 3 luni de primăvară, nu-i așa? E, și șarpele arată că pe undeva, ori viața voastră va fi foarte sinuoasă, precum șarpele, ca o sinusoidă, ba sus, ba jos, ba la stânga, ba la dreapta, dar șarpele este și un mare descurcăreț, se infiltrează, găsește calea chiar și prin cele mai mici fisuri, el trece. Sigur, poate duce cu gândul și la un pericol pe care vi-l asumați, făcând această mutare dintr-o parte într-alta, dar pe semne că a cam venit vremea să porniți unde vedeți cu ochii în lumea asta largă. Bun, poate fi și o schimbare de job, poate fi o schimbare de casă, poate fi o schimbare de familie, poate fi o schimbare de, da, de țară, de orice la urma urmei, dar măcar apar direcțiile, măcar găsiți informațiile, destinațiile, căile de a ajunge acolo, mijloacele, instrumentele de a o lua de la zero și de a reconstrui totul acolo unde ajungeți. Bun, nu înseamnă că trebuie să plecați din România sau de unde sunteți în partea cealaltă a lumii. O cât de mică schimbare pe semne în programul vostru înseamnă trecerea dincolo. Etapa anterioară, prezentul, înseamnă că sunteți aici pe pod și urmează etapa următoare unde puteți să o luați de la capăt și în care să vă descurcați ca șarpele, să vă fofilați. Da, poate uneori șarpele duce cu gândul și la lucruri mai ciudate, dubioase, perverse. De aceea trebuie să fiți atenți și la ce informații primiți, că poate nu toate sunt reale. Acești papagali duc cu gândul și la niște zvonuri false și la tot felul de fake news, inclusiv rău intenționate, de aceea trebuie să fiți foarte atenți pe cine credeți, ce informații credeți. Și ia să vedem, și au ieșit și 3 zodii care vor rezona cu voi în acest timp, de unde puteți primi resurse. De la cei născuți în zodia racului sau poate de la familia voastră, de la oameni dragi vouă, oameni din țara de Baștină, oameni din zona de Baștină, oameni pe care îi știți de mult, din copilărie, de exemplu, gemenii care pot fi prieteni, colegi de școală, oameni cu care cooperați, oameni alături de care munciți, oameni cu care sunteți în legătură prin diverse forme de comunicare, gemeni și în sfârșit fecioarele care pot fi oameni alături de care munciți, da, colegi de serviciu, subalterni, colaboratori sau poate chiar aceste toate noutăți care urmează să apară sunt strâns legate de zona racului, adică de familie, domiciliu, casa voastră, trecutul vostru, de gemeni, pot fi legate de călătorii, studii, contacte interumane și fecioara duce cu gândul la muncă, la loc de muncă. Deci noutățile astea, schimbarea de sens, etapa asta nouă pe care o începeți acum, clar că vă deschide o altă viață probabil, dar măcar știți, sau mai bine zis, aveți opțiuni, aveți direcții, nu mai sunteți atât de confuz, atât de ce să fac și n-aveați răspunsurile. E, apar răspunsurile, intrând în legătură cu oamenii, întrebând, informându-vă și apoi luând-o de la zero, chiar dacă de la zero înseamnă a ieși din mizeria acestui scarabeu, dar
piramida arată că e o creștere, o ascensiune. Ce poate fi mai frumos decât o creștere în piramidă? Din ce în ce mai sus spre ceea ce v-ați propus. Vă doresc succes!